Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă prezint o suflantă de la Makita, modelul BHX 2501. Eu o să vă zic că deja am făcut unboxing-ul, n-am rezistat tentației. Am să încep cu ce găsim înăuntru. Găsim manual de utilizare, care cu toate că nu o să-l citească nimeni, dar e foarte important să-l citiți dacă sunteți interesați. Acesta este un ulei de la Makita, care eu l-am comandat. Acesta este un cup și bineînțeles cheia de bujie și asta. Cam acesta este turbina, suflanta sau să zic așa. Este foarte ușoară, nu mai mi-aduc aminte exact cât cântărea. De ce ați văzut acest ulei? Acest ulei este pentru care se are rezervor separat. Deci ăsta nu merge cu amestec. Merge decât, uite, scrie decât benzină fără plumb. Deci aici benzină curată, aici ulei, aici aveam eu de la acel la acea mașină de gazon, este același ulei, în 4 timpi, tot Makita original. Și cam așa arată Makita, foarte ușoară. Aici avem, dacă vrem să blocăm accelerația, deci accelerăm și apăsăm pe ăsta și rămâne cu accelerația blocată. Dacă vrem, bineînțeles, fiecare cât e de înalt, mai avem încă o țeavă ca să fie mai înaltă, știi? Eu în cazul meu am pus acum doar de probă, i-am făcut o pornire și merge destul de bine, să zic așa. Da, să încerc un pic. Deci aici avem stop în sus, aici start în jos. O să încerc să-i fac o pornire din nou, să văd dacă reușesc cu o mână. O să încerc să văd dacă reușesc cu o mână să-i fac o pornire. Mă scuzați un pic. Precizez că nici rodajul nu e făcut. Uitați-o cum arată, e foarte silențioasă. Foarte, foarte silențioasă și foarte îndemânatică. Deci nu știu să zic, nici cât un scooter, nu? Deci nu se aude, nu are nicio treabă cu drujba, cu... E foarte silențioasă. Uitați, îl accelerez. Haideți să vă arăt un pic sau cum arată. Asta este. Eu sper să fiu mulțumit, nu pot să vă zic mai mult decât doar ce am despachetat-o. Am fost nevoit să o iau din cauza că, vedeți, am cimentul acesta amprentat. Cu mătura trebuia o oră roată, îmi trebuia o oră roată ca să mătur roată pe lângă casă. Cu asta deja pot să vă anunț că în 2 minute am făcut roată pe lângă casă, cu tot cu aleea principală. Da, sper să fiu mulțumit și ne vedem cu bine la următorul clip. Vă mulțumesc!